să se rup curentul. Ați văzut ce drumul de acces sus? Asta e Uniunea Europeană, nu? Dezastru. Minună, bă, mă. Ce se întâmplă ala? E de rigid. E de rigid, bă, bă. Hai, mă, da jos, mă, nu da jos, mă, ca să te dau în jur. Ați văzut flăcările de acasă? Nu, sau? Că ne-o suna, că e copilul nostru. Nu au copii are. Câți locuiau acolo? Că cine locuia? Câți. Câți erau. Ce v-a zis când v-a sunat? Cum? Ce v-a zis când v-a sunat? Am dat repede că ne-o arde casa. Și când ați venit? Și când am venit, de acasă am văzut cum ieșim aici. I-am spăriat, am privit și am sunat la ăștia la copii care mai avem. Ce să facem, nu? Copii minori, copii mici? Da, da, de la 15 ani în jos, nu, copii. Și acum unde să stea? Nu sunt mașină, aici ca o mașină. Nu sunt mașină, mă eu duce la noi, ce să fac. Dar dormeau? Ce au zis? Cum s-a întâmplat? Ce? Dormeau, dormeau, nu știu nimic, că n-am stat atât de vorbă cu el. Dormeau și au auzit numai pușcând și au ieșit. Nu știu care a ieșit afară, copiii nu i-au putut și pe sus, pe aceea mari, că doar erau copiii la așa durmit. De-abia eu scop, nimic acolo, atâta mobilă și hainele copiilor și tot. M-a sunat de acasă și am venit aici și era flăcările rote pângă casă, acoperiș. Ardeș era un cum, am văzut de acasă.
Și ați putut să stingeți, ați... Păi n-am mai avut cum, că nu, apă nu iesche, că-i secetă, aici, când au venit pompierii, aia mare nu putut trece, că-i drumul rău. Copiii erau în casă? Copiii au apucat de scos afară, dar nici nu au vrut să iasă, că nu au crezut. Copiii sunt mici, tot felul de... la tot felul de vârstă. Dormeau toți, nu? Dormeau, dar noapte... Da. Și acum unde să locuiască? Da, pe mâine, au venit la mine acolo, că eu ești bunic la copii. Câți copii erau în casă? Da, pe 8. Bănuiți de la ce ar fi putut porni? Da, pe numai așa că au făcut pâine într-un cuptor și acolo de nu a rămas cumva horn, ceva. Nici el nu știe, proprietarul nu știe. Garda de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri de aici a intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o casă particulară în localitatea Guga. După ce ne-am deplasat la fața locului cu două trupe speciale de intervenție, după ce am văzut la fața locului, am constatat că întreg acoperișul era în flăcări, precum și bunurile materiale din interiorul imobilului.